privind la cer, privind în jur, eu văd iubirea Domnului și inima eu mi-o deschid să înalț pe Domnul cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, să pot să le spun tuturor de-a ta iubire. Privind la cer, privind în jur, eu văd iubirea Domnului și inima eu mi-o deschid să înalț pe Domnul cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbind să le spun tuturor de-a ta iubire. Veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea. Privind la cer, privind în jur, eu văd iubirea Domnului și inima eu mi-o deschid să înalț pe Domnul cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbind să le spun tuturor de-a ta iubire. Veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea. Thank you.
Iisus e toată povara ta. Tema predicii mele din această seară este când te simți împovărat. Când simți că ai o povară de dus, ce trebuie făcut atunci? Una dintre scriitoarele americane, o poetă foarte faimoasă pe nume Eleanor Hammond, a scris aceste versuri pe care le-am tradus pentru dumneavoastră în limba română. Ca melcii văd oamenii trecând de-a lungul trotuarilor pe rând și fiecare pe ai săi umeri poartă spirala grea numită soartă. Povoară ce nu poți să ți-o ascunzi și unii orbi, iar alții surzi, cu toți purtăm spirala în turmă și nimeni nu și-o lasă în urmă. De câte ori v-ați simțit ca și omul ăla cu casa în spate? Eu mă simt în fiecare lună când trebuie să plătesc bilurile. Fiecare dintre noi avem o asemenea povoară. Suntem un fel de melc, dacă vreți, cu o cochilie în spate. Responsabilitățile familiei, greutățile vieții și, de fapt, mai multe poveri despre care o să vorbim în această seară, formează casa asta pe care o târâm după noi de dimineața până seara, poverile vieții. Există un pictor rus, îl cheamă Ilia Repin. El are câteva picturi, câteva tablouri intitulate Edecarii de pe Volga. Ce se întâmpla, corăbile care veneau pe Volga în susul apei trebuiau trase de cineva. Și atunci erau niște angajați, niște oameni necăjiți care își câștigau viața trăgând cu funii foarte mari corăbile astea pe Volga în sus, edecarii de pe Volga. De câte ori v-ați simțit ca un fel de edecar din ăsta și în spatele dumneavoastră au fost datoriile nevestei, credit cardurile, datoriile copiilor, îngrijorările vieții, bolile, necazurile, dușmanii, dificultățile vieții și v-ați simțit înhămați la funia aceea mare prin care le tragem în fiecare zi după noi. Nimeni nu este scutit de funia asta a lui, de povoara asta pe care o târâm de-a lungul vieții, de-a lungul malurilor vieții, dacă vreți, ca niște edecari de pe malul vieții, târâm după noi poverile pe care ni le încredințează soarta odată ce am venit în această lume. Aș vrea să citim câteva versete din Psalmul 55 și am să citesc selectiv versetele 2 la 7 sau să o luăm de la 1 până la versetul 7 și apoi versetul 22, care de fapt este subiectul predicii mele din această seară. Psalmul 55. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina păsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și m-aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustiu. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta neprasnic și de furtuna aceasta. Psalmul este destul de lung, dar în versetul 22 David spune: încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Încredințează soarta în mâna Domnului. Psalmul acesta, 55, este un psalm de lamentație, de plângere. David se plânge, are un moment în care
să plânge înaintea Domnului de soarta lui, de viața lui, de greutățile lui, dușmanii care îl înconjoară. Suspină după pace, ar vrea să scape de legăturile acestea, ar vrea să scape de furtuna asta care a venit peste el. Dacă vă uitați mai aproape la psalmul acesta, el are necazuri foarte mari pentru că oameni apropiați lui, prieteni de-a lui, l-au trădat, l-au vândut, s-au întors împotriva lui. Îi doresc moartea. Este urât fără temei. Una dintre expresiile cele mai teribile din Biblie și Domnul Iisus spune despre sine, m-au urât fără temei, m-au urât fără temei. Credeți-mă că trăiesc coșmarul ăsta de câțiva ani buni și tot mă întreb și eu discut cu Rodica, Doamne, de ce m-au urât oamenii ăștia fără temei? Ce am făcut? Este ceva wrong cu mine? Ce s-a întâmplat? De ce? Este groaznic să te urască cineva fără motiv, fără temei. Să te urască numai pentru că existi. Este îngrozitor. Și David ar vrea să scape de treaba asta. Zicea el, dacă aș avea niște aripi să zbor. Suspină după pace. Ar avea și el mare nevoie de pace. Dar pacea după care suspină David nu este o problemă de poziție, ci de dispoziție. Nu este o problemă de poziție, ci de dispoziție. Nu poți să scapi de furtuna asta, pentru că o ai în suflet, o ai în minte, o ai în conștiință. Poți să te duci oriunde geografic. Nu e de poziție, ci de dispoziție. Trebuie să se schimbe modul în care vezi lumea, în care vezi lucrurile. David n-are nevoie de aripi ca să zboare, ci are nevoie de niște picioare solide să reziste, să stea pe ele. De foarte multe ori, soluțiile pe care noi credem că s-ar potrivi cu situația noastră nu sunt cele mai corecte. Are nevoie de picioare să poată sta, are nevoie de putere, de har, să poată rezista la trădările prietenilor, la atacurile dușmanilor săi, la poverile acestea ale vieții. El folosește în versetul 22 cuvântul acesta, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și aș vrea să, și El te va sprijini, aș vrea să ne oprim puțin la cuvintele acestea două. Sunt două cuvinte foarte importante. Primul dintre ele este soartă. Rădăcina cuvântului din Biblie, din Vechiul Testament, vine de la a da sau de ceea ce vine peste noi. Ni s-a dat, ceea ce ni s-a dat nouă. Ceea ce vine din exterior peste noi, ceea ce ne-a dat Dumnezeu nouă. Soarta, cu alte cuvinte, este ceea ce ni s-a dat de către Dumnezeu, ceea ce vine ca parte a vieții, which is in the package of life. Când am venit în lumea asta, am venit cu înscrisul ăsta, mărunt, dacă vreți, în viața noastră. În pachetul ăsta care se cheamă viață, am venit cu soarta noastră, cu destinul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Acum, în limba română, cuvântul ăsta este mai complex și înseamnă și, are și conotații pozitive. În sensul că foarte mulți când vorbesc despre soartă, au o soartă bună, nu? Dumnezeu le-a dat o soartă bună. În limba română înseamnă soartă mai degrabă destin. Și există destin rău și bun, nu? Dar în Vechiul Testament nu există decât partea negativă a cuvântului și asta ar însemna poverile vieții, boli, necazuri, pierdere, eșecuri, conflicte. Tot ceea ce nu putem noi controla, tot ceea ce vine peste noi, ce ne dă viața, dacă vreți, nu? Pachetul ăsta care vine odată cu viața. Asta înseamnă soartă. Sau asta înseamnă povara vieții care ni s-a dat, care a venit peste noi odată ce am venit și noi în această lume. Un alt cuvânt cheie din versetul 22, pe care îl folosește David aici, este a sprijini sau a susține. Cuvântul acesta înseamnă a păstra, a hrăni, a întări, a da putere.
Este folosit în Vechiul Testament în trei locuri foarte importante și aș vrea să le citesc acum. În primul rând, îl găsim în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 9. Porunca lui Dumnezeu dată omului, profetului, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească, să te susțină, să te sprijinească. Este exact același cuvânt pe care îl folosește David aici. Încredințează soarta și Dumnezeu te va hrăni, te va susține, îți va asigura cele necesare să biruiești momentul dificil prin care te găsești. În Neemia, capitolul 9, versetul 21, 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Exact același cuvânt, ai avut grijă să-i hrănești. Le-ai purtat de grijă, i-ai sprijinit 40 de ani în călătoria prin pustie. Același cuvânt îl găsim în Proverbe 18 cu versetul 14. Duhul omului îl sprijină la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Exact același cuvânt, a sprijini, te sprijinește duhul tău. Duhul omului te sprijinește în boală, te ajută să ieși afară din boală. Este forța aceea interioară despre care spunea David că el s-a încurajat în Domnul, s-a încurajat de unul singur. Voința de a trăi, voința de a birui boala, de exemplu, este aceea care te ajută. Cred că medicina de astăzi ar cunoaște o îmbunătățire grozavă dacă ar crede cuvântul ăsta și l-ar încuraja pe bolnav, ok, să se sprijinească singur, să se încurajeze singur în lupta cu boala. Mă tem că diagnosticele de astăzi mai degrabă îl bagă în disperare pe bietul bolnav, nu? Îl sperie și mai rău, în loc ca doctorul să ține cont că nu are o mașină în față, ci are o ființă umană dotată de Dumnezeu cu un duh menit să te sprijinească în boală, să te vindeci, să te vindeci mai repede. În seara aceasta am să vorbesc despre cinci poveri pe care fiecare dintre noi ar trebui să le încredințăm în mâna Domnului, să ascultăm ce spune David. David, după ce spune toate necazurile prin care trece el, zice, încredințează soarta în mâna Domnului. Încredințează și el te va sprijini. Domnul te va sprijini. Și seara aceasta vreau să vorbesc despre cinci din aceste poveri pe care aș vrea să le încredințăm Domnului. În primul rând, povara păcatului, apoi povara suferințelor, povara dezamăgirilor, povara responsabilităților și apoi povara îngrijorărilor. Cinci poveri. Doamne, dacă ar fi numai asta, ar fi grozav. Dar tare mă tem că lista asta este mult mai mare, dar așa sunt predicile, mai puține puncte ca să nu doarmă iubiți ascultători și să nu plece acasă înainte de vreme. Cinci dintre cele mai comune și din cele care ne afectează, aș putea spune, în viața noastră de fiecare zi. Și haideți să începem cu prima. Povara păcatelor și a vinovăției. Povara păcatelor și a vinovăției. Omul modern, spunea cineva, nu se mai îngrijorează de propriile lui păcate, cu atât mai puțin de sentimentele sale de vinovăție. Wow! Oare chiar așa să fie? Chiar așa de victorioși am ajuns și de tari ca să nu ne mai îngrijorăm și să nu ne mai afecteze păcatele? Eu tind să cred, bazam pe Sfântele Scripturi, că păcatele lasă exact aceleași urme în sufletele noastre, în ciuda noilor filozofii de viață și în ciuda teoriilor moderne care se vehiculează astăzi. Păcatul are exact aceleași urmări asupra sufletului uman, cum a avut întotdeauna. Nu s-a întâmplat nimic să schimbe structura noastră sufletească. Avem păcate
pe care Dumnezeu ne l-a iertat, dar nu ne le-am iertat noi. Știți bine despre ce vorbesc, nu e așa? Avem păcate pe care ni le-am iertat noi, dar nu ne-a iertat Dumnezeu, pentru că în loc să ne pocăim de ele, am elaborat scuze, am dat vina pe alții, nu? Și poverile acestea ale vinovăției sunt în sufletele noastre. Adăugați la lista asta faptul că nu am fost părinți buni, nu? Rar om pe care eu l-am întâlnit a zis, da, eu am fost un părinte desăvârșit. N-am întâlnit toată lumea pe care eu îi știu, spun așa, măi, am făcut greșeli, ar fi trebuit altfel să procedez cu băieții, cu fetele, cu copiii mei. Toți avem sentimente din asta de vinovăție că nu am fost părinți buni, nu am reușit să fim părinți buni. N-am reușit să fim soți sau soții bune. Apoi nu suntem copii buni, nu? Eu am peste 60 de ani și dacă mă gândesc la copilul care am fost, n-am fost copil bun. Și mi-am rănit părinții și relațiile mele cu ei au suferit multă vreme. Și astăzi am poveri din acestea care le am pe suflet, nu? Aș fi vrut să fie altfel. Aș fi vrut să fiu altfel, dar așa a ieșit. A plecat mama și nu am reușit să-i spun ceea ce ar fi trebuit să-i spun. A plecat din lumea asta bunicul meu și nu am reușit să stau de vorbă cu el, să lămurez lucrurile până la capăt. Fiecare dintre noi avem asemenea poveri pe care le ducem. Sentimentele de vinovăție sunt în noi și avem nevoie de iertare. Iată ce spunea un oficial de la Washington condamnat la închisoare pentru că de conspirat secrete de stat. Am distrus o viață de realizări bazate pe încredere și integritate. Ultimii 2 ani am trăit un coșmar. Nu mai îmi place de mine așa cum mi-a plăcut până acum. Nu mă mai pot uita în oglindă să mă văd și să-mi placă de mine cum am fost. Nu contează unde ești, la Casa Albă sau la casa ta din Peoria. Nu contează unde ești. Suntem aceiași oameni, cu aceeași structură sufletească, cu aceleași nevoi. Memoria păcatelor comise nu dispare. Iată ce spunea o femeie, am știut că Dumnezeu urăște divorțul, urăște adulterul, așa cum urăște orice păcat. Știa treaba asta și totuși a făcut-o. Și a trăit pentru restul vieții ei cu consecințele astea. Sentimentele de vinovăție nu se șterg cu vârsta. Nu se șterg cu vârsta, cu trecerea timpului. Unii dintre noi spunem, vine bătrânețea, nu? Boala aia, cum zice, boala aia nemțească. Și Alzheimer, tăticule. Aha, Alzheimer, tăticule. Boala aia nemțească. Vine boala aia nemțească și crezi că ai uitat. N-ai uitat. Astea rămân în tine, rămân în sufletul tău, poverile astea ale păcatului. Sentimentele de vinovăție nu trec cu timpul. Vinovăția nu dispare cu tranquilizante și băutură. Ea este sursa celor mai multe boli psihice și fizice de astăzi. Sentimentele de vinovăție. De asta nu ne tratează niciun doctor. Repară câte un parț din ăsta așa care pică, ca la body shop, nu? Mai schimb o piesă aici cu alea, dar sufletul nostru, nimeni n-are soluție pentru el. Și oamenii, vă întrebați, de ce ia lumea droguri? Pentru că, pentru un moment, au impresia că au scăpat de sentimentele de vinovăție, pentru un moment. De ce beau oamenii? Să uite. Ce să uite, domnule? Cum o cheamă pe nevastă sa? Pe ce stradă locuiește? Numărul de telefon? Ce vor să uite, domnule? Vor să uite păcatele care nu-i lasă să doarmă. Vor să uite sentimentele astea de vinovăție care-i macină. De-aia beau. Nenorocirea este că nu se întâmplă nimic.
Se zice că alcoolul îți ascuțește mintea pentru un moment să-ți aduci aminte mai bine de ele. Apoi, unii cred că poți să scape de păcate, cine știe, de sentimentele de vinovăție, mai ales în ultima vreme, cu terapiști. Te duci la shrink, te duci la psychiatrist, la psychologist, cine știe ce alți specialiști. Și se duc oamenii și dau o groază de bani la specialiștii ăștia, care singurul domeniu în care sunt specialiști este să-ți ia banii. Ok? Singurul domeniu în care sunt foarte specialiști este să-ți ia banii. Știți povestea aia, nu? Că dacă te duci la unul din ăsta, demonstrează oricum că nu ești normal. Zice, dumneatale, cu ce mână amesteci în cafea? Cu stânga sau cu dreapta? Stânga. Aha, zice, ți-am spus eu. Un om normal amestecă cu lingurița, nu cu mâna, domn. Dumneatale, trebuie să vii aici de două ori pe săptămână, $50 la ședin. Yeah. Problema este că ăștia nu ne ajută să ieșim de acolo. Se adâncește și mai tare criza în care te afli. Pentru că singura soluție este pocăința la crucea Domnului Iisus Hristos. Nu există pentru păcate altă soluție. Nu există altă soluție pentru păcate. De aceea lumea asta are nevoie încă de biserică. Are nevoie de credință, are nevoie de Evanghelie. Pentru că singura crucea lui Hristos, pocăința și mărturisirea păcatelor la crucea lui Hristos ne scapă de ele. Nu este altă soluție, indiferent ce au încercat și încearcă oamenii să găsească. Povara aceasta ți-o poate lua Iisus Hristos. La calvar, El poate mântui. El poate mântui. Și acum spunea cântarea aceea așa de frumos. Haideți să vedem a doua povară, povara suferințelor. Joseph Parker, un mare predicator din secolul trecut, obișnuia să spună tinerilor predicatori pe care instruia, spune, băieți, predicați despre suferință și nu veți duce niciodată lipsă de ascultători. În fiecare bancă din biserică este o inimă frântă. În fiecare bancă din biserică este o inimă frântă. Albert Schweitzer a spus că fiecare om trebuie să poarte partea sa din durerea lumii. Fiecare dintre noi avem partea noastră din durerea lumii, din durerea acestei lumi uriașe. Avem partea noastră. Ni se are repartizat partea noastră, povara noastră. Uneori este o căsnicie rea sau distrusă, alteori este un șef insuportabil, o boală cronică, alteori o povară economică, un copil îndrădnic, neascultător, o slujbă plictisitoare, nu? La biserică. Știți cum a fost apostolul Pavel, a vrut să scape la un moment dat de suferință. A vrut să scape de suferință, de această suferință universală de care avea și el parte. Era repartizat și lui ceva din durerea lumii și asta se chema un țepuș. Nu știm niciodată, numai când o să-l întâlnim pe apostolul Pavel, o să aflăm ce e asta. Dar avea un necaz, avea o durere, o suferință. Și a vrut să scape de țepușul acesta și răspunsul care l-a primit de la Dumnezeu după ce s-a rugat este că harul lui Hristos era îndeajuns. Harul lui Hristos era îndeajuns. Pavel a cerut îndepărtarea țepușului, dar Domnul spunea, alături de țepuș este harul meu. Dacă scap de țepuș, scap și de har. Și cred că Pavel a ales să rămână cu țepuș, dar cu har. Pentru că întotdeauna suferințele duc la transformări profunde ale caracterului nostru. Nimic nu transformă caracterul unui om ca o suferință, ca un necaz, ca o povară. Uitați-vă la tinerii aceștia de bani gata, care trăiesc fără poveri.
La 16 ani, tata le cumpără Lamborghini. Nu? Au câți bani vor și așa mai departe. N-au niciun fel de povară. Ce iese din ei? Nenorocire. O nenorocire întreagă. Uitați-vă la băieții noștri crescuți în fața televizorului, la Nintendo și la Games. Okay? Și uitați-vă la un tânăr venit din România care a trecut Dunărea în not și care a venit aici și a început business după un an. How in the world? N-a avut pe nimeni, n-a cunoscut pe nimeni. Pentru că povara, suferința, necazul l-au făcut un luptător. Americanii îi scot afară pe băieți mai ales după ce ajung așa la vârsta adolescenței, când cred că știu tot, nu? Până știu tot, le spun, nu aplicați repede, băieți, și descurcați-vă, că o să treacă vârsta asta când știți tot, nu? Profitați de ea, acum câștigați bani și plătiți-vă bilurile. Unii dintre ei ajung rău, se apucă de droguri și de prostii și își ruinează viața, dar cei mai mulți dintre ei supraviețuiesc. Supraviețuiesc, devin hard workers și oameni de bază. Necazul, suferința zidește caracterul. Dumnezeu, ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să ducem suferințele, pentru că alături de ele este un har foarte important. Vreau să închei partea aceasta spunându-vă că Domnul Iisus Hristos a avut un nume foarte special. Un om al durerii și obișnuit cu suferințele. Om al durerii și obișnuit cu suferințele. El singur ne poate ajuta. El singur ne poate înțelege. El înțelege suferințele, bolile, necazurile noastre. Veniți cu ele la El. Aduceți-le la El. Aruncați asupra Lui poverile astea și El va purta de grijă. Încredințează-ți povara asta a suferinței în mâna Domnului și El te va sprijini, El te va ajuta. Povara numărul 3, povara dezamăgirilor. Fiecare dintre noi am avut dezamăgiri în viață. Și mai ales am avut parte de oameni care ne-au dezamăgit. Nu-i așa? Oameni care fac lucruri sau spun vorbe intenționat sau neintenționat ca să ne rănească. Mulți dintre noi devenim plini de amărăciune, de resentimente față de oamenii care ne-au produs aceste răni. De aceea o sfârșim cu două răni în loc de una. Nu numai că ne-au făcut-o ei, ce au zis și cum s-au purtat, dar ranchiunea care o purtăm împotriva lor dublează greutatea acestei poveri care avem pe umerii noștri. Cred că vă aduceți aminte de cuvintele acelea despre iertare acelui profesor universitar. Și ultimul spunea, lasă-l, let it go, lasă să se ducă, lasă-l în mâna Domnului, uită, release it. Nu-l mai ține în suflet rana aceea, povara aceea, nu mai du, las-o, las-o jos. Fiecare am avut parte, în jurul nostru sunt oameni deposedați mișelește de avutul lor, femei violate de copii mici, copii abandonați de părinți, soți înșelați, oameni calomniați, bajocoriți de alții, o lume de suferinți din pricina altora, dezamăgiri peste dezamăgiri. Pavel a avut parte de dezamăgirile lui, din pricina unor frați mincinoși, și ne spune cum îl cheamă pe unul, Alexandru Căldăraru, parcă e român ăsta. Cred că era român. A fost un român în biserica aia, a făcut-o. Căldăraru. Rămân, toți românii fac căldări, dar știm noi cine face. Uh,
Pavel a avut dezamăgirile lui. Zicea el, din pricina unor frați mincinoși. Frați mincinoși. Ce nonsens, nu? Știți că sunt foarte mulți oameni care se răzbună pe Dumnezeu pentru dezamăgirile vieților? De ce m-a lăsat pe mine Domnul? Pe mâna lui ăștia? That was my question. Mulți ani de zile. Și transferăm Domnului vina asta, nu? Suntem supărați pe El și ne răzbunăm uneori pe Domnul pentru situația prin care trecem. Știți ceva? Lasă-L pe Dumnezeu la lucru. Apostolul Pavel, foarte mare, foarte mult dezamăgit din pricina fraților mincinoși și mai ales de căldărarul ăsta, care i-a făcut mult rău, spunea el, în final zice, Domnul îi va răsplăti. Domnul se răsplătească. Eu nu o să mă ocup de răsplata lui ăsta, ok? Că n-am timp de războaie cu căldărarul, am altceva mult mai important de făcut și las pe căldărarul mâna Domnului, că Domnul știe exact ce are de făcut și cum să se ocupe de Alexandru ăsta căldărarul. Ce-ar fi să lăsăm pe Dumnezeu să îndrepte lucrurile? Să-i dăm lui locul cuvenit în rezolvarea conflictelor în care ne găsim. Lasă-L pe Dumnezeu să îndrepte lucrurile. Judecata și răzbunarea sunt ale Domnului, aparțin lui Dumnezeu. Va veni o zi când Dumnezeu, în fața Lui o să stăm cu toții. Țin minte că am încercat, vedeți, în fața urii nu există rațiune. Ura este irațională. Nu poți veni cu argumente logice în fața unui om care te urăște. Nici o șansă. Singura soluție este să fugi, să pleci. Am încercat, un naiv de mine, să lămuresc pe cineva și să spun, frate dragă, într-o zi o să stăm amândoi înaintea Domnului. Înaintea Domnului. Unul dintre noi o să roșească. Cine o să fie ăla? M-a trimis la plimbare, cum a făcut-o de totdeauna. Într-o zi o să stăm în fața Domnului, care e judecătorul cel drept, corect, și o să îl cheme Domnul pe ăla și spune, mă, ia vine tu aici, care a zis că la scaun s-a furat 600 de mii sau 700 de mii. Du-o evidențele, că altfel, uită-te peste gard, la focul ăla care arde. Cineva o să fie tras într-o zi de ureche de chestia asta. Trebuie să hotărâm într-o zi să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de treaba asta, pentru că dacă te ocupi tu, nu mai poți să te ocupi de lucrurile importante. Îți mănânci toată viața luptându-te cu bârfele, bârfitorii, hulele, toate cuvintele astea, nu? Lasă-L pe Domnul să se ocupe de aceste lucruri, pentru că El este corect, știe când să o facă și judecata și răzbunarea sunt ale Lui, nu le împarte cu nimeni. Numărul 4. Povara presiunilor și a responsabilităților vieții. Știți că viața noastră nu este o curgere lin, așa, ca un râu care curge lin. Știți că mereu trebuie să vâsluim contra curentului? Tot pe invers suntem. Nu te ruga, spunea cineva, pentru povere egale cu puterea ta, ci pentru putere egală cu poverile tale. Și uite-te bine în urmă, că s-au potrivit. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât ai reușit să plătești bilurile, ai reușit să supraviețuiești. Nimeni nu ți-a dat șanse, nu? Da? Încă locuiești în aceeași casă și toată lumea credea că ai să o pierzi și tu credeai că ai să o pierzi. N-ai murit. Cineva s-a ocupat de tine și iată că ți-a dat putere potrivită cu necazurile, cu povara pe care o ai. Când ceri invers, Doamne, fă ceva cu povara asta,
că e prea mare pentru puterile mele, tu nu știi ce putere ai. N-ai cum să știi adevărul ăsta, numai Dumnezeu îl știe. De aceea El îți dozează. Așa cum ispitele, ele dozează după puterile noastre, El este credincios și drept și nu permite să fim ispitiți peste puterile noastre, zice Apostolul Pavel în Corinteni 10, 1 Corinteni 10, El se ocupă deci să dozeze și poverile noastre după puterea pe care o avem. Nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Nu putem evada din responsabilitățile vieții fără să evadăm din planul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume, mai ales aici în America, în care tații americani, bărbații, nu mai vor să ducă poverile. Atâția prunci, greutăți, îi abandonează și pleacă. Pleacă. Problema este foarte gravă pentru că în momentul în care nu poți de grijă celor ai tăi care ți-a dat Dumnezeu, ești mai rău ca un păgân. Așa spune Sfânta Scriptură. Dacă nu poți de grijă a celor din casa ta, ai căzut de la credință. Nu poți să abandonezi asta pentru că abandonezi planul care îl are Dumnezeu pentru tine. Cuvintele Domnului Iisus Hristos sună extraordinar de bine pentru situația asta. Luați jugul meu și sarcina mea, pentru că jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară. Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Luați poverile mele, zice Domnul. De ce să purtăm singur poverile când El este gata să ne ajute? Asta este întrebarea mea în această seară. De ce să le purtăm singuri când Domnul este gata să pună umărul și să ne ajute la ele? Știu datorii, credit carduri, ce știu eu, fiecare vă cunoaște bine povara asta a responsabilităților, a presiunilor care sunt. Nu le duceți singuri. Lăsați-L pe Domnul să vă ajute. Chemați-L în ajutor și vă asigur că are soluție pentru povara ta. Și ultima despre care vreau să vorbesc în această seară este povara îngrijorărilor. Îngrijorarea este ca un curent de frică ce ne străbate mintea. Dacă îl încurajăm, acest curent devine ca un canal mare prin care se scurg toate energiile și gândurile noastre. Dacă îl încurajăm. Dumneavoastră știți foarte bine, ajungeți acasă, uneori de la biserică sau ce știu eu, seara, și în pat vă vine o idee. Și știți că uneori ideea durează până la ora 4-5 dimineața. Așa? Și o încerci să o adormi pe o parte și nu dorme pe stânga, o dormi pe dreapta, nu dorme nici pe dreapta. Apoi te mai duci la televizor, mai bei un par de apă, iară te duci cu ea în dormitor și iară lucrează. Și nu vrea să doarmă, domnule, deloc îngrijorarea aceea care a venit peste tine. Ce o să se întâmple? Cum o să ne descurcăm? De unde bani? Ce o să facă copiii ăștia dacă nu primesc jobul ăla? Și atunci, curentul ăsta de frică ce îți trece prin minte și prin cira spinării se transformă într-un curent vigilios în care ți-a toate gândurile și toate energiile și nu mai doar noaptea asta și unii nu mai dorm nopți de la rând. Știți că doar o mică parte din lucrurile de care ne îngrijorăm sunt reale? Foarte mică parte. Unii spun că în jur de 6-7% din gândurile noastre, de îngrijorările noastre sunt reale. Restul sunt fabulații. Sunt exagerări. Exagerările nopții. Știți că noaptea lucrurile par mai mari decât sunt? Nu? Textul acesta, parcă l-am citat și duminica trecută, Domnul Iisus a spus, uitați-vă la păsările cerului și la crinii câmpului. Uitați-vă la ei. Păsările nici nu seamănă, nici nu seceră. Și totuși au de mâncare cât le trebuie. Îmi sunt așa de dragi, nu știu, de când avem pe Charlie, îmi sunt dragi toate animalele din lumea asta. Să nu nimeresc unul să-mi strice părerea asta bună. Dar păsările sunt formidabile, sunt extraordinare.
vin, beau apă din swimming pool și dacă le sete, nu se tem de mine. Am niște iepuri de care se teme și Charlie. Vin să pască în curtea mea și îmi sunt dragi și de multe ori mă gândesc la ei și spun, uite cum poartă de grijă Dumnezeu de iepurii de pe câmp. Păi dacă Dumnezeu se îngrijește de ăsta, o să uite de mine? No way! Ud iarba să aibă iarbă proaspătă tot timpul. Cred că așa face și Domnul cu noi. Udă iarba unde trebuie să merge la pășun vers și la ape de odihnă. Pentru că el spune așa, nici o vrabie nu cade. Un fir din capul vostru nu cade fără știrea Tatălui din ceruri. Și dacă el îmbracă crinii, câmpul așa de frumos, o să uite de voi? Nu o să uite de noi. Păsările și crinii sunt în mâna lui Dumnezeu și le poartă de grijă cum îți va purta și ție. Să lăsăm viitorul în mâna celui ce-l poate controla. Asta este sfatul și îndemnul meu în această seară. Și aș vrea să vă mai citesc un verset cu care să închei din Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, spunea Apostolul Pavel. Dacă ai vreo povară, du-o la Domnul. Nu mai căra singur. Nu este destinul nostru să le purtăm singuri. Domnul a venit să ne ia poverile. A venit în lumea asta să pună pe umerii lui povara acestei lumi. Cântăm cântarea aceea și cred că mai putea să o cântăm fine acestui. Haide, te rog, la pian, că o să-mi aduc aminte de ea. Nu cu oceanele, hai să ne gândim, el poate purta povara ta. Nu, este cântarea aceea care avem noi de worship, în care spunem, nu e munte prea înalt, ca să nu-l miște. Ia, haideți să cântăm cântarea asta. Pentru că această cântare spune, nu sunt poveri prea mari, ok? Dacă el poate să poarte pe umerii săi poverile lumii întregi, lumea întreagă stă în spatele Domnului, dacă vreți, pe umerii lui, o să ne ducă și poverile noastre. Haideți să cântăm, ridicați în picioare, că pe urmă urmează să ne rugăm. Nu este multe prea înalt. Să nu miște, nu e problemă prea grea să nu rezolve, nu e furtună prea rea să nu liniștească, nu e furtună prea grea să nu aline. El purta ta pe umerii săi povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. El purta ta pe umerii săi povara lumii, el poate lua chiar acum povara ta. Este munte prea înalt.
se numiște. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu e durere prea grea să n-o aline. El purta pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El purta pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Haideți să ne rugăm, Doamne Iisuse, Tu poți să iei chiar acum poverile noastre.